Bună ziua, dragi elevi! Am pregătit pentru voi azi lecția Dispozitive de intrare, cu exemple, rol și mod de utilizare. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți prezentarea. Dispozitivele periferice se împart în trei categorii. Dispozitive periferice de intrare, care preiau datele și le transmit calculatorului. Dispozitivele periferice de ieșire, care permit extragerea informațiilor dintr-un calculator, și dispozitive de periferice de intrare-ieșire, care îndeplinesc rolul și a dispozitivelor de intrare și a celor de ieșire. Mouse-ul este un dispozitiv portabil folosit pentru a poziționa un cursor pe un ecran de computer. Cu ajutorul acestuia puteți selecta elementele stocate pe un computer și apoi să efectuați acțiuni asupra acestor elemente. Acesta poate fi de forme sau dimensiuni diferite și este alcătuit dintr-o carcasă. Un ansamblu de LED fotodetector care semnalizează sistemului de calcul mișcările făcute, câteva butoane pentru selecții, o rotiță pentru defilarea imaginii pe ecranul calculatorului, un cablu pentru conectare la sistem sau un conector pentru atașarea mouse-ului la sistem. În imagini, observați modul de utilizare a acestui dispozitiv, iar la final am pregătit pentru voi un joc care vă va ajuta să vă obișnuiți să lucrați cu mouse-ul. Microfonul este un alt dispozitiv periferic de intrare. Acesta se poate conecta cu ușurință la orice calculator sau laptop și îți va permite să înregistrezi fișiere audio de calitate cu ajutorul unei aplicații audio. Tableta grafică este alcătuită dintr-o suprafață pe care voi puteți desena sau scrie cu ajutorul unui instrument similar unui pix special, conceput special pentru acest aparat. Imaginea creată o puteți vedea pe suprafața tabletei sau pe monitorul calculatorului. Touchpad-ul este un dispozitiv instalat de obicei pe laptop. Este un dispozitiv de indicare ce dispune de un senzor tactil, o suprafață specială care poate transforma mișcarea și poziția degetelor unui utilizator într-o poziție relativă a cursorului pe ecran. Observați cum se modifică imaginea pe ecran în funcție de mișcarea degetelor pe touchpad. Scannerul este un echipament care permite transferul în format digital a unei imagini sau a unui text care se găsește pe hârtie sau pe un alt suport care se poate introduce pe suprafața de scanare. Dacă aveți un scanner acasă, atunci aflați că vă puteți transfera albumul foto în format digital pentru a păstra toate pozele pe calculator. Joystick-ul este un dispozitiv de comandă ce constă dintr-o manetă care pivotează și transmite apoi unghiul său în două sau trei dimensiuni unui computer. Acest dispozitiv este folosit de obicei la controlul jocurilor video. Camera web este o cameră video ce captează și transmite imaginile în timp real către un calculator. Cu ajutorul acesteia puteți participa la conversații video, puteți realiza fotografii sau filme. Tastatura este mijlocul principal de dialog, calculatorul, ce permite transmiterea către unitatea centrală a acestuia a datelor reprezentate prin litere, cifre și caractere speciale care se regăsesc pe taste prin apăsarea acestor taste. Tastele sunt dispuse în mai multe grupe. Grupa tastelor alfanumerice, ce conțin cifrele și literele. Grupa tastelor direcționale, sus, jos, stânga, dreapta, end page, down page, up și home. Grupa tastelor funcționale. Grupa tastelor speciale, Enter, Backspace, Escape, Tab, Insert,
Caps Lock Shift Control și Alt, care se regăsesc și în partea dreaptă și în partea stângă a tastaturii. Voi exemplifica acum funcționarea unor taste având în față un document redactat anterior. Cursorul mouse-ului se regăsește aici. O să utilizăm prima dată tastele direcționale. Vom muta cursorul mouse-ului sus, jos, stânga, dreapta. Poziționez cursorul mouse-ului în fața acestui rând deja scris și vom apăsa tasta Enter, care produce un salt la linie nouă. Tasta Tab produce un salt cu un anumit număr de spații. Poziționăm acum cursorul pe prima pagină sus și îl mutăm pe următoarea pagină. Revenim pagină cu pagină. Am utilizat Page Up și Page Down. Mutăm cursorul pe acest rând și utilizăm acum tasta Home, care deplasează cursorul la începutul rândului, tasta End, care deplasează cursorul la finalul textului de pe un rând, scris pe un rând. Ștergem acum caractere, putem șterge cu ajutorul tastei Backspace. Și le scriem din nou. Apăsăm tasta Enter. Pentru a putea scrie cu litere mari, va trebui să apăsăm tasta Caps Lock, care comută tastatura alfanumerică de la litere mari la litere mici și invers. Acum vom scrie cu litere mari, comutăm la litere mici. Ștergem ce am scris. Acum vom exemplifica utilizarea caracterelor speciale scrise pe tastele numerice. Pentru a reuși să scriem cu aceste caractere speciale, vom utiliza tasta Shift. Apăsăm tasta 1, Shift, apăsăm tasta 2, din nou Shift, apăsăm tasta 3, iar dacă nu mai apăsăm tasta Shift și utilizăm scrierea directă, observați că apar cifrele. De asemenea, poziționez cursorul aici, apăs bara de spațiu, observați, mută efectiv caracterele cu câte un spațiu la fiecare apăsare. Succes pe mai departe! La final, am pregătit pentru voi 3 link-uri. Pentru exersarea utilizării tastaturii, vă recomand tutorialul de tastare rapidă online. Pentru exersarea utilizării mouse-ului, vă recomand jocul didactic de pe site-ul Minimouse și puteți utiliza și jocul didactic Keyboard Ninja pentru exersarea poziției corecte a mâinilor pe tastatură. Succes!